întrebare. A luat cina Domnului în chip nevrednic se referă la atitudine, fără pocăință și deci mai puțin la trăire? Nu cred că sensul textului, sensul primar al textului, ca să iau o Biblie, sensul primar al textului are de a face cu trăirea în general. Păcatul primar, nu că nu e important asta, să fiu foarte clar înțeles, păcatul primar al corintenilor era următorul, zice, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el, înainte altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Unde erau beți și alții flămânzi? La cină, nu? Da? Se făceau agape în interiorul cinei. Ce n-aveți casă pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Da? Și începe să spună pasajul acela din Luca, după care el zice așa. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, nu se vorbește despre trăire. Am trăit în timpul săptămânii cum trebuie și pot să vin la cina Domnului. Cam asta e interpretarea de obicei. Nu? Nu, ci nu priveau cina Domnului într-un mod corect, că ea reprezenta jertfa Domnului Iisus Hristos și pentru aceea își permiteau să se poarte așa la cina Domnului. Asta înseamnă în mod primar să vii într-un chip nevrednic la cina Domnului. Și ceea ce trebuia să fie arătat foarte clar, că cina Domnului arată spre jertfa unică în valoare și puterea Domnului Iisus Hristos, ei o terfeleau la propriu prin faptul că unii se îmbătau, se luau la întrecere acolo, se făceau mai răi la cină, îi lăsau pe alții flămânzi și așa mai departe. Da? Adică negau pur și simplu niște realități spre care cina Domnului vroia să arate. Da? Și primul păcat al lor era modul nevrednic în care priveau cina Domnului. Asta, la asta cred că se referă în textul acesta chipul nevrednic și la fel fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși cu privire la modul în care vede cina Domnului. Că dacă tu ai o perspectivă corectă a Evangheliei și a cina Domnului care este, care arată spre Evanghelie, atunci cu siguranță vei veni într-un mod corect la cina Domnului, dacă le privești corect, da? Și te vei relaționa corect la biserică. Păcatul primar ăsta este. Din neînțelegerea a ceea ce este cina Domnului și spre ce arată ea și ce este jertfa Domnului Iisus Hristos, decurg o grămadă de comportamente greșite. Dar e greșit să te duci de la comportament. Da? Să te duci la comportament și să zici, am făcut lucrul ăsta ieri la lucru, înseamnă că nu mai poți vin la cină. Da, nu știu, Mihai, dacă are... Da, pe scurt, chipul care este nevrednic este chipul cinei, nu chipul omului, da? Deci arătarea cinei este într-un chip, într-un fel, într-o arătare, pictează ceva incorect. Nu mai petrec mult timp pe asta pentru că sunt multe întrebări, dar există multiple mesaje, deja multiple predici pe tema asta predicate și de mine și de fratele Andrei, în care se explică și exegeza textului respectiv și abaterile în bisericile noastre și problemele pastorale. Eu m-am bătut de asta de multiple ori, chiar în biserica noastră, oameni care la un moment dat nu-i vedeam la cina Domnului. Și vreau să duc acasă. De ce n-ai venit la cina Domnului? Nu sunt vrednic. Păi cine-i vrednic? Știi? Adică stai un pic. Păi așa știu, când, nu știu, m-am certat cu soțul săptămâna trecută și nu pot acum să vin la cina Domnului. Bun, dar s-a rezolvat? S-a rezolvat, așa, dar eu încă mă simt mustrat și nu pot să vin la cina Domnului. N-ai înțeles nimică, da? Trebuie să o luăm de la zero. Și interesant că ea care au mustrări de conștiință nu vin la cina Domnului, da. Știi? Și vin alții cocoși, așa. Îți vrednic acum, știi? Adică ea care ar trebui să vină, nu vin. Pe scurt, dacă te consideri vrednic ca să iei cina Domnului, nu veni. Ești vrednic să o iei. Există vreun frate anume care este responsabil să frângă pâinea? Adică să dea cina Domnului? Nu. Eu personal nu cred. Cred că trebuie să fie o rânduială în biserică. Adică nu într-o duminică cineva dă din coate și zice, bă, vreau să dau eu cina azi. Da? Trebuie să fie o rânduială a adunării, dar nu cred. De preferat ar fi să fie unul dintre slujitorii adunării. Da? Așa cred eu, la fel și cu botez, la fel pentru cina Domnului. Ar trebui să fie unul dintre slujitorii adunării, care într-un fel este arătat de Dumnezeu ca unul care cârmuiește în biserică prin cuvânt, prin sfătuire, prin mustrare și așa mai departe. Cred că ăsta e răspunsul scurt. Dar rânduiala poate să difere în anumite aspecte, da, cred. Deci cina Domnului, cum zicea fratele Andrei, are multe aspecte, printre care are un aspect de a vesti Evanghelia, are un aspect didactic, are un aspect precum toată închinarea în biserică, ca atare, tot ceea ce se întâmplă în biserică cade sub responsabilitatea prezbiterilor. Da? Aia nu înseamnă că ei nu pot delega anumite lucruri, dar ei sunt în mod ultim responsabili pentru orice învățătură și orice aspect din ăsta de închinare din biserică. Dacă prezbiterii zic, măi, uite,
noi vrem ca putare ca să administreze cina Domnului. Vă dau un exemplu din adunarea noastră. Andrei știe că eu sunt de acord cu asta pentru că am practicat. Eu am fost plecat. Eu la ora actuală sunt singurul presbiter, deși noi avem prin statutul nostru, organizarea noastră, ideea de presbiter multipli și suntem în căutare și în formare de alți presbiteri, da? Și au dat alții cina Domnului prin delegare fraților, uite, organizați, așa aveți toată dezlegarea să faceți lucrul acesta. Cina Domnului nu-i despre mine sau despre noi ca și presbiteri, e despre Hristos. Într-un caz normativ, unde există presbiteri, e normal că ei vor da cina Domnului. E absolut normal că asta se va întâmpla. Dar cina Domnului nu-i despre presbiteri. Da? E despre Hristos și despre trupul adunat ca să sărbătorească, să se împărtășească, să beneficieze de instrumentul ăsta a harului. Corect. Dacă am primit botezul la maturitate, dar într-o adunare apostată, trebuie să fiu rebotezat? Dacă am primit botezul la maturitate, dar recunosc că nu am fost regenerat în acel moment, trebuie să fiu rebotezat? Cred că este o diferență, adică eu ridic numai mingea la felul Mihai, cred că este o diferență între un botez fals și un botez cu aspecte incorrecte. Într-un fel, botezul este o mărturie exterioară, vizibilă. Da? Noi nu putem să verificăm realitatea nașterii din nou. Și vă spun care e cursa la a gândi în felul ăsta despre botez. Ce se întâmplă dacă ai o urcare pe o treaptă spirituală foarte abruptă la un moment dat în viața ta și spui, de fapt, eu cred că n-am fost... De fapt, eu cred că nici după al doilea botez n-am fost niciodată născut din nou. Că numai acum, de fapt, l-am experimentat într-un mod cu totul special pe Dumnezeu, da? Ce se întâmplă? Ce faci atunci? Te mai botezi odată pentru că n-a fost real? Da? Cred că există niște aspecte esențiale care validează un botez, deși nu toate aspectele sunt corecte la botezul respectiv. Eu cred că botezul este o exprimare exterioară vizibilă a unui lucru. Dacă te-ai botezat și tu crezi că n-ai fost născut din nou, ai făcut atunci o mărturie, dacă ai făcut-o intenționat, mincinoasă, atunci e o problemă. Dar dacă tu ai crezut atunci că ești născut din nou și după aia de fapt îți dai seama că după aceea ți-ai dat seama că ai fost născut din nou după momentul botezului, eu personal aș spune, domnule, acum s-a împlinit ceea ce ai arătat atunci. Tu ai făcut botezul, acum s-a împlinit ceea ce ai arătat atunci în botez. Eu personal n-aș reboteza în cazul ăsta. Eu personal, nu știu dacă am un text biblic care să justifice chestia asta, dar nu văd nicăieri în Biblie unde au fost probleme în adunări și unde Pavel vede oameni care aveau probleme chiar cu Evanghelia să spună, băi, voi trebuie să fiți botezați din nou, voi n-ați înțeles Evanghelia, voi de fapt sunteți apostați. Nu. Repet, dacă vorbim de o biserică de o biserică adevărată, unde se predică Evanghelia adevărată, da? Și omul ăla zice, eu sunt de acord cu Evanghelia asta, vreau să mă botez. După aia descoperă că de fapt n-a avut efectul Evangheliei, da, în viața lui. Dar el a făcut o mărturisire adevărată în sensul despre Hristos, despre Evanghelie. Că n-a avut efectul Evangheliei. Aici e problema, că botezul nu are o simplă valență, nu are o singură valență, nu are o singură direcție, o singură nuanță, nu arată un singur lucru. În primul rând, așa cum am văzut, arată întâi de Hristos, de lucrarea lui răscumpărătoare. Din punctul ăsta de vedere, mărturia lui a fost validă. El dacă era, nu știu cine, el a făcut o mărturie validă. A fost într-o biserică adevărată, a făcut o mărturie validă, a fost botezat de slujitori adevărați, unde este o închinare adevărată, unde oamenii stau sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Într-adevăr, un aspect nu este cum trebuie în ce privește botezul. Eu nu l-aș reboteza personal, dar nu fac o dogmă pe asta cu Ana. Eu n-aș face teologie din topor pe chestia asta. Adică e o problemă extrem de delicată, o problemă pastorală. Dacă ești convins că n-ai fost născut din nou, stai de vorbă cu pastorul tău dintr-o biserică adevărată, sănătoasă și în timp tratați problema asta. Dacă ai ajuns la o concluzie că tu trebuie să fii rebotezat și biserica din care faci parte spune ok, mâine te rebotezăm, caută o biserică, duce-o ceva unde poți ca să tratezi problema în mod detaliat, biblic, cu grijă pastorală, pentru că nu îi nici pentru biserică, nici pentru tine o chestie care să fie decis așa în 30 de secunde de cineva la o sesiune de răspunsuri și întrebări. Da? E realmente ceva important, botezul e deosebit de important, dar nu e nici lucru ultim. Aici cumva baptismul e în pericol. Am făcut din botez un idol al nostru, un sacrament realmente. Da? Și de mulți pun întrebarea asta pentru că de fapt în spate se ascunde frica, păi poate nu-s mântuit atunci. Da? Pentru că dacă n-am botez valid, între ghilimele, posibil să nu fiu mântuit și trebuie ca să devin mântuit. Da? Și tu ai probleme mai mari decât botezul ăla fiind valid sau invalid. Tu poate nici acum nu înțelegi Evanghelia. Deci
E o problemă delicată, e o problemă complexă, e o problemă care trebuie tratată cu grijă pastorală și la care nu aș da un verdict așa numai general, ca să plecați de aici zicând a, trebuie toți să ne rebotezăm sau nimeni nu trebuie să se reboteze. Da? Nu așa se tratează o asemenea problemă. Pot crede în darul revelatoare, prorocie, vedenii și totuși să afirm sola Scriptura? Nu. Amin, Ștefan, ai răspuns. Poți? Poți să afirmi, nu, teoretic poți să afirmi. Poți să afirmi, dar dacă tu ai pe telefon, pe WhatsApp, listă cu prorocii și îmi spui că crezi în sola Scriptura, eu am prieteni din ăștia, prieteni buni. Lasă-mă să mă îndoiesc puțin. Deci primul lucru pe care îl faci când ai o problemă, nu te duci la Biblie. Te duci la o seară de rugăciune. Da? Deci aia nu sola Scriptura. Aia e sola experiența, sola vetuța sau cine vrei tu, dar nu e sola Scriptura. Fie foarte clar. La fel ca și întrebările despre predestinare sau despre Calvin sau despre alte doctrine esențiale a Scripturii, poți printr-o inconsecvență între ceea ce crezi sau ceea ce practici sau ceea ce spui ce crezi și felul de fapt cum definești doctrinele respective. Adică tu poți, de exemplu, să zici cred în daruri revelatoare și după aia să vii cu tot felul de notițe de subsol. Dar, de fapt, ele nu sunt revelatoare precum Scriptura, sunt așa, sentimente sau o călăuzire sau așa, ok, și eu cred în călăuzirea Duhului Sfânt. Da, dar tu nu o numești cu tare lucruri, mă înțelegeți? Sunt oameni care afirmă, oameni credincioși, oameni care îi cunoaștem, teologi de mare talie, care afirmă sola Scriptura și zic că cred în daruri revelatoare, dar ei de fapt nu cred în daruri revelatoare precum Pavel sau Isaia sau așa mai departe au revelat. Ei cred că Duhul te călăuzește și te sensibilizează și la un moment dat tu simți ceva, da? Și eu cred asta și eu simt ceva de multe ori și se dovedește câteodată că este lucrarea Duhului. Mă sensibilizează Duhul să mă rog pentru fratele Ciprian, da? Dar eu zic, mi-a revelat Domnul, ok, hai acum să scriem pe un bilețel și așa vorbește Domnul, suflete de bărbat și nu știu ce. Nici vorbă, da? Deci există posibilitatea să crezi în sola Scriptura și în, între ghilimele, daruri revelatoare, printr-o inconsecvență sau o redefinire a termenilor. Dar dacă crezi în sola Scriptura, sau pretinzi să crezi în sola Scriptura și crezi în daruri revelatoare, în sensul că așa vorbește Domnul, la fel cum a vorbit prin Isaia și prin Pavel, adică realmente ți-a transmis direct, Dumnezeu îți vorbește revelație nouă, nu poți. Nu poți. Nu poți și ești anatema din start. Deci dacă cineva îmi spune că Dumnezeu i-a dat o revelație nouă aseară, e de la satana din start. Deci n-avem ce discuta. N-avem ce discuta. Duhul Domnului întotdeauna când revelează voia Domnului, ne întoarce înapoi la revelația gata scrisă. Întotdeauna. Ne întoarce înapoi la adevăr. Duhul Domnului, de exemplu, cum îmi vorbește mie Duhul Domnului, da? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Îmi aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu, mă sensibilizează, da? M-am gândit la fratele Ciprian și mă gândesc la viața lui. Ce-mi vine mie în gând când mă gândesc la asta? Îmi vin versete din Biblie, nu-mi vin alte lucruri. Și dacă vreau să împărtășesc ceva cu fratele despre ceea ce m-a sensibilizat Duhul, mă duc să împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu. Frate Ciprian, uite ce m-a călăuzit Duhul prin cuvântul lui Dumnezeu și uite ce vreau ca să-ți comunic din cuvântul lui Dumnezeu și hai să ne rugăm în baza cuvântului lui Dumnezeu, pe totul mă conduce înapoi la cuvânt. Dacă eu mă duc la frate și zic, frate, mi-a comunicat Domnul o nouă revelație, s-a mutat în altă biserică mâine, vă promit. Dacă Biblia e fără greșeală doar în original, înseamnă că Biblia pe care o citim sau pe care o citesc eu acum are greșeală? Nu. Da, discuția care este? Discuția este că există anumite... De exemplu, este Biblia GBV 2001, care are un aparat critic la subsol, unde spune, în unele manuscrise scrie nu numele Domnului Iisus, ci scrie numai numele Domnului. Da? Și lipsește Iisus. Acum, ce eroare crezi tu dacă tu crezi că acolo scrie numele Domnului și de fapt în manuscrisul original a scris numele Domnului Iisus? Ce eroare? Practic, ce eroare ai crezut? N-ai crezut niciun fel de eroare, da? Și lucrul ăsta este deja demonstrat, nu mai e necesar.
Deși s-a făcut aparatul ăsta critic, s-au luat toate manuscrisele credibile, s-au arătat care ar fi anumite versiuni diferite, nu există nicio învățătură din Sfânta Scriptură care să fie modificată de versiunile astea, diferențele dintre manuscrise. De aceea eu cred în continuare că avem Cuvântul lui Dumnezeu în fața noastră, în ciuda acestor diferențe. Repet, sunt mii de diferențe, dar care sunt nesemnificative. Pur și simplu nu modifică absolut nici în crezul nostru, nici în practica noastră. Nu este un fel de verset din ăsta în plus care ar schimba, de exemplu, doctrina Trinității sau doctrina Mântuirii. Nu, ai multe alte pasaje care lămuresc. Nu există așa ceva. Și de obicei discuția asta este pornită de oameni care încearcă la propriu să distrugă credibilitatea Scripturii fără să aibă onestitatea de a recunoaște că nu există nicio învățătură din Biblie care să fie modificată de diferențele astea dintre manuscrise, care sunt diferențe în urma copierei manuscriselor. Da? Ceea ce ne diferențiază pe noi, fundamental, și menționez lucrul ăsta pentru că ne vom confrunta cu el de musulmani, de exemplu, este că ei au luat și au ars toate copiile. Toate copiile în care existau diferențe cu manuscrisele lor, le-au ars pe toate și au păstrat un singur manuscris. Aia nu este onestitate cu privire la textul pe care l-ai în fața ta. Nu, în creștinism există oameni care se ocupă de chestiunea asta, verifică diferențele dintre manuscrise și ne pun în fața noastră. Uite, domnule, asta e în realitate. Ne dau nouă oamenilor de rând să vedem care e realitatea cu Biblia pe care o avem în fața noastră, ca să ne arate că e credibilă. Când te uiți după mii de ani, da? După mii de ani, după critică textuală făcută a textului, după comparații și răz comparații, după atâția ani de zile de cercetare și vezi că nimic nu e modificat în mod fundamental, atunci mai mult îi zidită credibilitatea ta cu privire la textul biblic decât dacă am fi ars toate manuscrisele și am fi rămas numai cu unul, ca să zicem și noi ca ceilalți, domnule, noi avem o singură Biblie sau un singur text care e sacru, e adevărat, nu ca ăștia alți. Deci, cred că acolo este Cuvântul lui Dumnezeu în continuare, chiar dacă există diferențele astea, pe scurt. Da, nimeni nu va merge în iad pentru că nu cunoaște limba greacă. Da? Veți merge în iad pentru că nu credeți, nu vă pocăiți și răstălmăciți Scripturile. Punct. E bine să cunoaștem limbile antice? E foarte bine. E bine să ne folosim de diferite aparate critice, de diferite resurse, ca să înțelegem mai bine că tot ceea ce toată munca asta critică a făcut, dacă ești un credincios sincer, este să dovedească și să reateste și să reconfirme înțelesul doctrinar istoric creștin care a fost de la început. Da? Ca atare, problema nu e că tu citești Cornilescu și wow, dacă aș cunoaște limba greacă, atunci sigur aș înțelege corect Scriptura. Nu, problema e că tu răstălmăcești Scriptura în limba ta cum o ai. Și de aia nu o înțelegi. Asta e problema. Trebuie să te pocăiești și să crezi cuvântul așa cum scrie. Și cei mai mulți care ajung la concluzii incorrecte doctrinare, nu e din cauza că n-au cunoscut limba greacă. E din cauza că n-au studiat Scriptura, e din cauza că au presupoziții filosofice, umaniste și așa mai departe, care le importă în studiul Scripturii, din cauza că sunt într-o biserică unde se predică și se răstălmăcește Scriptura în mod incorrect și așa mai departe. Nu din cauza că ei nu cunosc limbile originale. Și cu toate astea e bine ca să studiem limbile originale și Dumnezeu a binecuvântat biserica cu învățători care se pot dedica la aspectele astea și acolo unde e nevoie să clarifice, să elucideze, să explice, să facă mai clar anumite aspecte care oricum sunt clare dacă iei Scriptura și o interpretezi cu Scriptura. Vreau să menționez faptul că încerc să fac o triere a mesajelor și să le citesc doar pe acelea care au legătură directă cu sesiunea la care ne aflăm. De aceea, dacă unele mesaje nu se regăsesc citite, să nu vă supărați și poate o să le discutăm mai târziu. Acum, una altă întrebare care probabil ar acapara întreaga sesiune. Celor ar trebui să joace tradiția bisericii, în special scrierile părinților apostolici în interpretarea Scripturii. Cum răspundem obiecțiilor bisericilor tradiționale care ne acuză de ignoranță în privința scrierilor păstorilor apostolici? În ce sens perspectiva lui Calvin asupra cinei Domnului diferă sau se aseamănă pe de o parte de perspectiva baptistă tradițională, iar pe de altă parte de perspectiva baptistă reformată? Și încă una. Ce întrebări pentru... Am zis că ar acapara sesiune. Cum trebuie înțeles sau ce se înțelegea în momentul redactării mărturisirilor de la Westminster, Londra, termenul de sacrament? Mm-hmm. Deci, dacă vreți să le recitesc... Dăm puțin. Prima, ce rol au tradiția, părinții, tradiția, da, și părinții? În măsura în care tradiția, părinții bisericești sau oricine, da, este în conformitate cu Scriptura, are valoare și are autoritate. Și în măsura în care nu este în conformitate cu Scriptura, poate ca să fie el
cine a vrea, da? Clement, Ioan Gură de Aur, cine a vrea el, da? Biserica este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor, nu pe Clement, nu pe Ioan Gură de Aur, nu pe Calvin, nu pe Luther, nu pe nimeni altcineva, da? Sunt în istoria bisericii, așa cum vedem după proroci și apostoli, biserica primește din partea lui Dumnezeu, și vorbesc aici și la biserica locală și la biserica istorică, primește învățători, evangheliști, păstori, care sunt o binecuvântare și un dar din partea lui Dumnezeu. Și rolul lor este să echipeze biserica cum? Învățându-i ce? Cuvântul. Și vom trata asta imediat la următoarea sesiune. Da? Deci în măsura în care acești oameni afirmă ceea ce spune Biblia, sunt o valoare și ar trebui ca să-i mulțumim Domnului pentru ei și pentru contribuțiile lor. Și în măsura în care nu afirmă, Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să ne ierte și pe fiecare dintre noi, care nu suntem desăvârșiți în vorbire, da? Și nu suntem desăvârșiți în învățătură, și Dumnezeu nu mă va accepta pentru că am predicat întotdeauna în mod perfect. Dar vă spun acum, eu fac greșeli în predicare, eu fac greșeli în expunerea cuvântului, probabil mult mai des decât mi-aș dori ca să fac. Eu mă bazez pe puterea Duhului Sfânt și pe puterea Cuvântului Dumnezeu ca să aplice în inima credinciosului ceea ce este după voia Lui și ca El să-și zidească biserica prin predicarea Cuvântului. Deci, tradiția are un rol deosebit de important, da? Deosebit de important, cât timp este folosită în mod corect, și anume ceea ce afirmă, confirmă și ridică în fața credinciosului Scriptura. Da? Scriptura. Și termenul de părinții bisericești nu-i chiar corect până la urmă, da? Nu-i chiar corect. Biserica are un părinte, Domnul Iisus Hristos, da? Care a adus-o în existență, care și-o zidește. Toți ceilalți care au venit au fost niște subalterni, niște păstori, predicatori, evangheliști, care au fost puși acolo să cârmuiască biserica. În ce sens perspectiva lui Calvin asupra cinei Domnului diferă sau se aseamănă pe de o parte de perspectiva baptistă tradițională, iar pe de altă parte cu perspectiva baptistă reformată? Perspectiva baptistă tradițională cu perspectiva baptistă reformată și cu perspectiva lui Calvin sunt același lucru. Nu, eu folosesc termenul tradițional. Dar eu vreau să nu-i lasă să sechestreze termenul ăsta. Da? În ce sens baptiștii reformați venind din Anglia, da? De 400 de ani, au susținut perspectiva lui Calvin, perspectiva reformată asupra cinei Domnului, perspectiva care se găsește și în mărturisirea de la Westminster, ca să mă refer la a treia întrebare. Și diferența fundamentală între Calvin și Luther și ortodox și catolici de cealaltă parte este următoarea. Pentru Calvin, elementele cinei Domnului rămân niște elemente fizice. Nu se transformă în absolut nimica. El nu spunea nici ca Luther, în ele nu se găsește nimic. În ele, în elementele alea, nu se găsește trupul și sângele Domnului. Nu se întâmplă nimic cu ele. Dar în moment ce tu consumi elementele fizice, tu te hrănești spiritual prin credință din Domnul Iisus Hristos. Da? La fel cum te hrănești spiritual prin credință prin cuvântul lui Dumnezeu. Da? Când auzi cuvântul lui Dumnezeu predicat și îl primești pe Hristos prin credință. Da? Continui să-l primești pe Hristos prin credință. Continui să primești beneficiile jertfei lui Hristos care sunt predicate. Da? Este aceeași hrănire spirituală. Asta a învățat Calvin. Și foarte interesant, Zwingli, noi avem de la Zwingli aspectul memorial al cinei Domnului. Cinea Domnului, faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Dar Zwingli a căzut de acord cu perspectiva, a avut o întâlnire cu urmașul lui Zwingli, nu mai știu exact, dar a avut o întâlnire și au discutat aspectele astea cinei Domnului și au căzut de acord asupra faptului că cinea Domnului este o amintire a jertfei Domnului Iisus Hristos, dar este și o asimilare spirituală a jertfei Domnului Iisus Hristos continuă, da? Asta este perspectiva reformată. De exemplu, citeam săptămâna asta o carte de-a lui John MacArthur pe chestiunea asta, unde el spunea exact același lucru. Noi suntem cu lucrul ăsta, suntem de acord cu lucrul ăsta, dar preferăm să spunem că cinea Domnului este totuși, să spunem că e o amintire, ca să nu ducem pe nimeni în eroare. Nu ducem pe nimeni în eroare dacă prezentăm toate aspectele cinei Domnului, dacă prezentăm tot ce spune Biblia despre cinea Domnului. Nu suntem în eroare. Iar ce credeau cei de la Westminster despre, folosind termenul sacrament, ei nu înțelegeau același lucru pe care îl spuneau catolicii. Când citești mărturisirea, ei neagă și spun foarte clar, mesa catolică este idolatrie. Loveau cu toată puterea în chestiunea asta. Doar au folosit expresia sau cuvântul care se folosea la vremea respectivă. Da? Ei credeau exact ce v-am spus acum, ce a spus Calvin. Credeau exact același lucru pe care credeau baptiștii reformați, când foloseau cuvântul sacrament. Nu trebuie să fiți duși în eroare, cel puțin dacă citești mărturisirea, toate articolele de la cina Domnului îți arată foarte clar că ei nu credeau că este un sacrament, adică ceva care să transformă în trupul și sângele Domnului. Ci credeau că mănânci pâine și vin, nimic altceva, atâta mănânci, pâine și vin,
Iar dacă ai credință, dacă ai credință, te adept din jertfa Domnului Iisus Hristos, la fel cum te adept prin cuvânt, prin Duhul Sfânt și așa mai departe. Dacă ai credință. Și ce spunea? Dacă nu ai credință, cina Domnului nu-ți folosește la nimic. Dimpotrivă, este o condamnare asupra ta pentru că e într-un mod nevrednic. Dacă vii fără credință la cina Domnului, zic, iau și eu cina ca așa să ia la noi la biserică. Ăla e un mod nevrednic de a veni la cina Domnului. Vii fără credință. Vii fără credință. În adunare este prezent Domnul Iisus Hristos. Cum este prezent totdeauna în adunare. Și să vii fără credință este un păcat. Asta credeau ei despre sacrament. Cred că am răspuns la toate întrebările. Într-o frază aș spune, cina Domnului este un simbol, dar nu este doar un simbol. Da? Și mai puțin important ce spune Calvin Luther sau alții, uite-te în Sfintele Scripturi și pune-ți întrebarea asta. În spectru prezentărilor cinei Domnului, ce mi s-a arătat acolo? Doar un simbol? Doar aspectul de simbol, de amintire? Sau sunt și alte aspecte, da? Și construiește pentru tine o proprie teologie și vezi ce spune Biblia că este sau realizează cina Domnului. Și vei ajunge la concluzia asta. Cina Domnului este o amintire, este un simbol, dar este mai mult decât un simbol. Dar, totuși, nu vei putea ajunge prin Scriptură ca să ajungi la sacrament, da? Sau la transubstanțiere sau la altceva. Și atunci rămânem la ceea ce spune Scriptura. Cina este un simbol, dar este totuși mai mult decât un simplu simbol, gen eu desenez aici un simbol pe peretele ăsta, ăla e un simbol. Cina Domnului nu e așa ceva. Cina Domnului este mult mai mult de așa ceva și totuși este și un simbol în sensul că ea arată sau amintește spre ceva, da? Pe scurt, nu știu dacă o să fiți toți duminică seară, pe scurt, Pavel în 1 Corinteni 10 face o comparație între cina Domnului, un contrast între cina Domnului, între felul în care se duceau evreii la altar și venirea păgânilor la altarele lor. Sunt trei ipostaze acolo. Și el spune, când păgânii se duc la altarele lor, să împărtășesc cu dracii. Sunt împărtășie cu dracii. Să fie împărtășie. Păi ce făceau? Se duceau și mâncau mâncare închinată idolilor. În ce fel erau împărtășie cu dracii? Păi spune, când se duc evreii la altarele lor, zice, ei sunt în împărtășire cu altarul. Și pe aceea când vorbește despre cină, spune, când bei vinul, când mănânci pâinea, ești în împărtășire cu sângele și trupul Domnului Iisus Hristos, da? Cu jertfa Domnului Iisus Hristos, care noi nu credem că se aduce tot timpul sau este prezentă jertfa Domnului, în sensul este sacrificată acum, este transformată acum acolo, da? Nu credem asta, că acum vine jertfa Domnului acolo în elementele astea. Asta e diferență fundamentală. Și ea s-a dus odată pentru totdeauna, dar are putere pentru toate timpurile, da? Ca să își facă lucrarea în toți răscumpărații Domnului. Și de aceea, dacă iei toate cele trei exemple, la fel cum ea se împărtășește, Pavel de asta le spune, nu vă duceți, Domnule, să mâncați carnea, nu vă duceți în templele, nu vă duceți acolo. Pentru că nu vreau să fiți în împărtășire cu dracii. După perspectiva pe care unii o au despre cena Domnului, astăzi noi spune, asta e o vrăjeală ce spune Pavel acolo. Cum să fii împărtășire cu dracii că ai mâncat o bucată de carne? Pavel spune, da, că aia a fost închinată idolilor. Iar idolii nu sunt nimic decât niște draci, sunt niște draci în spatele lor. Iar evrei când se duceau la altarele lor, nu erau simpli, mă duc și eu la altar, mă duc și eu. Nu, acolo era o împărtășire. Era o împărtășire cu Dumnezeu, la fel cum noi suntem în împărtășire cu Hristos cel mort și înviat în momentul când suntem la cina Domnului. Da? Împărtășire reală, spirituală, bineînțeles, nu fizică. Hristos nu este prezent fizic în adunare, nici în elementele cinei Domnului și nici fizic la propriu. Poate un membru simplu al bisericii să administreze cina unui bolnav la el acasă, membru care în biserică distribuie pâinea și vinul, dar nu este ordinat. Eu personal nu cred că are sens să o administrezi acasă. Și dacă e ordinat și neordinat, uns, neuns sau ce-o fi. Să pierde, ce spune Pavel în Corinteni, unitatea trupului Domnului Iisus Hristos. Asta arată. Pâinea pe care o luăm arată unitatea trupului Domnului Iisus Hristos. El este, nu pierde... Există cazuri dificile pastorale, gen da. Cei care sunt în mod permanent invalizi și trebuie ca să fie la pat acasă și așa mai departe, da? Să se ducă toată adunarea, mai ales dacă e mică și ar permite, părerea mea. Deci da, să se ducă să facă adunare cu ei. Nu putem fi dogmatici să zic că realmente există la un moment dat, să zic, okay, omul ăla, el e acasă pentru că circumstanța nu-i permite ca să vină la biserică. Da? E bolnav și va fi acasă 2 ani de zile, 3 ani de zile sau toată viața. Neapărat el trebuie ca să fie substras de la părtășia cinei Domnului. Nu, deci aș fi din nou, din punct de vedere pastoral, e o chestie mai delicată. Nu știu de ce neapărat ar avea interes membru ăsta ca să facă el lucrul ăsta fără păstori, fără prezbiteri, fără biserică, numai el așa care chef să dea cina Domnului în dreapta și stânga. La asta i-aș spune, stai liniștit, vezi de treabă, du-te, spune-i păstorului dacă este, sau păstorilor dacă este unul care nu poate fi la biserică dintr-un motiv de genul și să se trateze cu grijă problema, să vedem, nu vine pentru că
n-are chef, da? Sau nu vine pentru că îi rupte picioarele și trebuie să stea în pat 6 luni. Sunt două lucruri diferite. Și nu te duce tu ca și mădular, ca membru în biserică, să rezolvi rapid problema. Fă-ți datoria, da? Sesizează biserica, prezbiterii și așa mai departe despre problema asta și mecanismele care Dumnezeu le-a lăsat în biserică pentru conducerea bisericii, dacă ești într-o biserică adevărată, vor intra în activitate și se va trata problema cu înțelepciune, după călăuzirea cuvântului și călăuzirea Duhului Sfânt. În practica care se cunoaște următoarea, nu? Cineva e bolnav, nu poate să vină și prezbiterii adunării sau păstorii desemnează pe cineva să se ducă cu cina Domnului. Deci nu cred că se discută despre cineva care să facă de capul lui, părerea mea, din întrebare. Adică eu știu care e practica în general în adunări, da? Se desemnează să se ducă cineva. Dar dacă îi dai, ce crede omul ăla că te duci numai să-i dai cina? Te duci, te-ai rugat, îi dai cina și ai plecat. Mi se pare fără sens. Mie mi se pare fără sens. Dacă tot te duci, luați Domnule, duceți-vă un grup de frați serios, dă-i un cuvânt la omul ăla, rugați-vă cu el, adică faceți o adunare la propriu dacă tot faci ceva. Nu te-ai dus, mai arunca cine ai plecat acasă, ți-ai făcut datoria. Nu? Faceți-o sau te duci singur acolo. Mi se pare că ai rupt un element din închinare și l-ai dat. Nu mi se pare normal. Eu n-aș face lucrul ăsta. Nu mi se pare normal. Iarăși, dacă el este trimis de adunare și e ordinat, nu e de ordinat, îi poate să se ducă. Dar bine ar fi să se ducă un grup și să îl întărească pe... întărit omul ăla numai că i-ai dat pâine și vin. Fii serios. Rugați-vă cu el, cântați cu el, dați-i un cuvânt la omul ăla și administrați cina. Până la urmă, faceți o mică adunare acolo, așa da. Dar numai să-i dai cina ca să zică frații din comunitate, bă, ne-am făcut datoria, datoria cu privire. Da. Nu v-ați făcut datoria. Deci omul ăla nu va fi întărit în credință decât așa. Nu știu.